seara, stimați telespectatori, suntem în biblioteca, în frumoasa bibliotecă de la Liceul de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani, unde pe lângă doamnele profesoare, doamna directoare, avem plăcerea să le avem invitate și pe aceste domnișoare pe care le vedeți, domnișoare care de curând s-au întors dintr-o, e un schimb de experiență, da? De la Bălți. Și văd aici universul crengian, o educație prin și pentru valori, din cadrul proiectului educațional transfrontalier, pe care știu că voi l-ați inițiat tu și cu soțul tău, cu Doru, nu? Da, așa este. Noi l-am implementat la sfârșitul lunii noiembrie, în acest an școlar, dar ca și an calendaristic 2022. În decembrie 2022, o delegație de profesori și elevi de la Liceul Teoretic Republican Ion Creangă din Bălți, Republica Moldova, deci o delegație de profesori și elevi, au venit la noi în liceu. S-au desfășurat mai multe activități educative de specialitate. Spun de specialitate pentru că am avut ca obiectiv pictarea unor pereți în echipe mixte. Și deplasarea noastră de acum, din martie 2023, reprezintă practic continuarea acestui proiect transfrontalier. A fost un schimb de experiență care clar ne-a marcat formarea noastră profesională, deopotriva profesorilor, dar și a elevilor, pentru că noi am participat acolo activ la multiple ore de curs, de la diferite specializări și copiii noștri, număr de 16, acum sunt doar 3 eleve prezente, dar noi am avut un grup de 16 elevi, au participat efectiv la aceste ore și au fost integrați în predarea și aprofundarea materiei, astfel încât să poată să fac o comparație reală între sistemul nostru de educație și sistemul lor de educație. Dacă îmi permiteți, doamna director, vreau să vorbesc cu domnișoarele. Cum te numești? Mă numesc Bordea Elena. Elena, în ce clasă ești tu? Sunt în clasa a noua, la profilul de filologie engleză intensiv, da. Spune-mi, te rog, cum a fost pentru tine? Cum au fost cele 3 zile, nu? Pe care le-ai petrecut la Bălți? Cu ce impresie ai plecat de acolo și, în general, cum ți s-a părut atmosfera de școală? La asta mă refer. Au fost 3 zile pline de activități, cu siguranță, și am plecat destul de impresionată, sincer, pentru că au fost destul de multe diferențe între sisteme. Spre exemplu, acolo se desfășoară 90 de minute, la noi în 40 de minute. Am participat la 2 ore, una de limba și literatura română, cealaltă de fizică. Și, sincer, am fost destul de impresionată și de stilul profesorilor de predare. Este destul de diferit. În 90 de minute ai cu siguranță mai mult timp și să aprofundezi și să predai și să faci exerciții. Da, cu siguranță a fost diferit într-o anumită măsură față de sistemul nostru. Te-ai împrietenit cu cineva acolo? Ai luat un număr de telefon? Da, am făcut, da? Ne-am făcut prieteni noi, cu siguranță. Da? Am făcut schimburi de numere. Deci a fost o vizită benefică pentru tine și pentru colegi, da? Deci ți-a plăcut, te mai duci. Da, cu siguranță. Cu siguranță. Da. Cum te numești? Constantinescu cu Mara. Mara, tu care ești și pianistă și ai mers la vreun curs de pian, au ieșit școală de profil acolo? Nu, este liceul teoretic. Liceul teoretic, dar au secție de arte plastice. De arte plastice, de muzică nu. Nu. Spune, Mara, ție ce părere ți-a făcut? Cu ora asta de 90 de minute, noi suntem artiste și eu și tu, mie nu mi-ar plăcea să stau 90 de minute la o oră. Păi, ți-ar plăcea? În prima fază am zis că o să treacă... acum, da. Am zis că o să treacă foarte greu 90 de minute, dar când am intrat în sala de clasă și am început să participăm și noi la oră, au trecut foarte repede cele 90 de minute. Iar eu am participat la o oră de limba și literatura română și o oră de biologie. Iar la biologie am făcut câteva experimente, să zic așa, pe o inimă adevărată. Cum pe o inimă adevărată? Da, o inimă adevărată era... De om. De om? Nu, de nu, om, nu da. Era de om, era de vacă. S-a fi fost culme să fie de om. Așa. Și... mi s-a părut foarte interesant să văd toate
toate venele. Procedurile. Da. Da? Asta te-a făcut să te gândești să te duci la medicină? Nu, tot. Pe muzică rămâi. Tot pe muzică rămâi. Da, tu ești o pianistă foarte bună și mă bucur să te-am prezent astăzi aici. Te mai duci? Da. Ai făcut tu prietenie acolo, ți-ai dat? Da. O să vină la noi, adică e invitat aici, de fapt, doamna trebuie să invite, nu? Directoarea școlii. Da, următoarea mobilitate se va ține la noi sub forma unei școli de vară. Când o să fie asta? În timpul vacanței de vară, probabil într-una din lunile iulie sau august, această perioadă va fi de comun acord stabilită cu partenerii noștri din Bălți. De data aceasta, în cadrul școlii de vară, vrem să punem un pic accent pe specializarea teatru, pentru că am realizat că ei nu au această specializare acolo, așa cum vă spuneam, au doar arte plastice, au această secție de arte plastice, dar având în vedere că noi avem specializările muzică, teatru, această filologie, arhitectură, lucruri pe care ei nu le au în liceu, vrem ca această școală de vară să fie axată exact pe ceea ce nu au ei, astfel încât din acest schimb de experiență să poată învăța și ei lucruri noi pe care, cine știe, poate chiar le vor implementa la întoarcerea lor în liceul lor. Domnișoară, cum te numești? Mă numesc Roșca Teodora. Teodora, tu în ce clasă ești? A noua, la tot filologie. A noua. Vorbește și tu despre acest schimb de experiență. Legat de ora de 90 de minute, pentru mine nu a trecut chiar atât de ușor cum a trecut pentru Mara. Am participat cu Mara la ora de română și ora de biologie. Mi-am făcut mulți prieteni acolo și oamenii sunt foarte deschiși și foarte prietenoși. Da, deci a fost așa o întâlnire caldă, da? Da, ca în familie. Ca în familie. Ați fost foarte bine primiți, nu? Da. Îi aștepți cu drag pe cei de acolo să vină la noi. Da. Da? Bun, mă bucur foarte mult. Să știți, doamna director, că ați avut o... De fapt, dumneavoastră, hai să fim sinceri. Domnul profesor, veniți un pic încoace, mai văd că niște domnișoare, veniți un pic încoace, vă rog eu frumos, pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, nu? Dumneavoastră ați fost inițiatorul acestor activități, nu numai la Popșani, știu că și la Ajut, v-ați ocupat de câți ani de zile? Din 2009, cred că. Din 2009 faceți întâlnirile acestea, care sunt, uite, benefice și pentru noi și pentru ei, da? Dar spuneți-mi, rog, cum v-a venit această idee? Ideea, cred că a plecat de la școala de vară. S-a ajuns la o înfrățire între liceul de artă și liceul Ion Creangă. Au venit ei în decembrie, iar cea care m-a ajutat cel mai mult în tot acest demers în Bălți a fost tot o prietenă a liceului de artă cu care are colaborări foarte multe și extinse, doamna director, cu Nona Michălcean de la Centrul de Adolescenți. Care a fost și aici, acum o lună de zile. Nona a venit de mai multe ori și a desfășurat activități de dezvoltare personală sub forma unor cluburi. Și pe lângă faptul că este o foarte bună prietenă de-a noastră, ea este o profesionistă în ceea ce înseamnă lucru cu elevii. Și de fiecare dată când sunt antrenați și elevii noștri în astfel de activități, reușește să le crească stima de sine și încrederea în tot ceea ce fac prin dezvoltarea acestor activități axate pe dezvoltare personală, ceea ce nouă ne cam lipsește din sistemul nostru de învățământ. Îmi place foarte mult că ați participat efectiv la ore. Da. Am înțeles că școala se face altfel acolo. Pe lângă cele 90 de minute de curs, am înțeles că sunt niște camere de luat vederi, cu sunet, cu toate cele, deci în permanență. Nu știu, e un control binevenit sau nu, vreau să știu. Introducem puțin și fetele. Da, imediat, nu, dar să terminăm. Acesta este și visul meu, da, un vis poate un pic abstract așa și nedorit de dragii mei elevi. Ei sunt reprezentanții celorlalți 720 de elevi pe care îi avem noi în școală. Este un vis de-al meu mai vechi, sper să reușesc să-l implementez, și anume montarea de camere video în absolut toate sălile. Poate audio nu, pentru că ne-ar prinde bine, să știți, și audio.
Dar stau și mă gândesc că... Te simți cenzurat dacă ești, dacă știi că... Părerea mea este că să știți că elevul care este disciplinat... Acolo e influență rusească mai mult. Nu. Nu cred, nu știu. Dar eu consider că nu. Din punctul meu de vedere, elevul care este disciplinat și axat pe studiul obiectelor, disciplinelor în fiecare zi, sunt absolut convinsă că prezența camerelor, inclusiv audio, nu le-ar știrbi cu nimic din dezvoltarea lor, dar totuși sunt rezervate și eu în a monta camere audio. Știți cum? Din dorința de a nu-i constrânge prea tare, pentru că la un moment dat ei mai bârfesc, să spunem lucrurilor pe nume, da? Da? Mai bârfesc poate și profesorii. În glumă, știți? Adică n-aș vrea chiar să se simtă aici ca la închisoare. Dar, deci la audio renunț, dar montarea camerelor video în clasă este, v-am spus, un vis mai vechi pe care vreau neapărat să-l transform în realitate. Noi nu avem banii necesari, dar vom vedea ce mijloace vom găsi, pentru că prezența camerelor mărește gradul de implicare a elevilor în actul educațional. Noi avem în toate clasele table interactive. În toate clasele avem calculatoare performante. Nu vă spun că elevii sunt ghiduși, nu doar elevii liceului de artă, ci elevul în general, el este năstrușnic. Și ne confruntăm cu dispariția mouse-ului. Ca să vedeți cât de ghiduși sunt, au schimbat ordinea tastelor pe tastatură. Da? În loc de M e C, în loc de O e R. De asta e ghidușie? E ghidușie, pentru că ei s-au jucat. Eu o consider o ghidușie care, într-adevăr, ne-a deranjat așa un pic pe noi profesorii, dar sunt absolut convinsă că prezența unor astfel de camere ar împiedica astfel de jocuri din partea lor, pentru că ei nu au făcut o cu rea voință, sunt absolut convinsă că doar s-au jucat. Au făcut intenționat. Da, au făcut-o probabil intenționat, dar nu neapărat să distrugă școala, ci să disturbe un pic actul educațional. Exact aici vreau eu să punctez și sunt convinsă că prezența unor astfel de camere iar ajuta să fie pe de-o parte un pic mai cuminți, un pic mai axați pe studiu, implicați în păstrarea bunurilor liceului. Eu nu vreau să-i deranjeze aceste camere sub nicio formă, vreau doar să-i conștientizeze și pe ei un pic mai mult. Să-i responsabilizeze, exact. În acest liceu din Bălți, aveau camere absolut peste tot. Și pe holuri, pe holuri avem și noi. Și în clase, și, cum să spun, în curtea școlii, în laboratoare, în cabinetul directorilor, peste tot. Acum, eu sunt convinsă că prezența unor astfel de camere, la un moment dat, te incomodează. Dar, pe de altă parte, te disciplinează. Inclusiv pe mine, ca director, adică de la mic la mare și de la mare la mic, pe toată lumea. Dumneavoastră, ce părere aveți, domnule profesor? Sunteți rezervați? Da, când ne-au arătat camerele, ne și povesteau la un moment dat că se mai uită doamna directoare și sunt elevi care stau pe telefon și atunci sună profesorul și o anunță. Sau, profesor, vedeți că în banca a treia sau a patra, elevul stă pe telefon, este atent la lecție și atunci profesorul... Oră, ce bine ar fi să aducă și la noi camere, și la acuza și peste tot. Păi poate e un început acesta, poate e un început acesta și să arătăm beneficiile unor asemenea demersuri, pentru că noi ne dorim să facem lucrurile să fie pozitive și chiar dacă sunt niște efecte psihologice asupra noastră, dar cu siguranță dacă le înțelegi, le poți depăși. Cum vi s-a părut această întâlnire de la Bălți, doamna profesoară? A fost un schimb de experiență printr-o serie de activități, așa cum au spus și elevele de la noi de la liceu, foarte utile și constructive pentru noi toți, deoarece acolo am întâlnit
oameni deosebiți, locuri minunate, pe lângă faptul că am participat la ore, am desfășurat și o excursie care ne-a plăcut nouă tuturor, am mers la Soroca, unde am avut parte și de un ghid extraordinar care ne-a dat multe, multe informații. Am urcat și la un monument și am numărat și scările acolo, 657 de scări. În centru, acolo la Soroca, nu? Da, acolo și am lumânarea recunoștinței. De unde se vedea foarte, aveam o privire și texaunea asupra Nistrului și dincolo de care era Ucraina. S-au auzit bombe, chestii, rachete? N-am auzit, și bine că n-ați auzit. A fost totul liniștit. Așa am avut parte, cum să vă spun, de emoții și de trăiri extraordinare. Noi ne-am simțit ca acasă acolo, pentru că a fost o activitate axată pe valori și să știți că la ei s-au păstrat foarte bine unele valori, respectul, amabilitatea. Înseamnă că nu v-ați simțit chiar ca acasă. Nu, au fost oameni omenoși, cu omenie. Apropo de valori, acolo s-au păstrat. Valorile acestea. Asta am vrut să spun. Da. A fost interesant. Da, este foarte. Și repet și o spun și o spun cu tot sufletul și îmi pare bine că pot să o spun în public. Îi se datorează domnului profesor. Siguranță. Toate aceste activități la școlile din județul Vrancea, îi se datorează domnului noi profesor. Noi le mulțumim foarte mult că ne-a dat ocazia să participăm. E vorba de o mândrie, să știți, să știți. Da? Lăsați că nici el nu făcea. Deja nu trebuia să participa acest interviu. De ce să nu participe? De ce să el nu reușea singur? Dar nu te-au de loc, ăsta este adevărat. Dacă eram singur, nu reușeam să fac absolut nimic, dar întotdeauna am avut ideea ta, până la urmă. Da, nu? Dar o idee o ai, dar nu poți să o pui în practică și să o construiești dacă nu ai o echipă, sigur că da, oameni, bineînțeles că da. O echipă și într-adevăr aici la Liceul de Artă noi avem o echipă fantastică. O echipă de profesori care întotdeauna strâng rândurile când e nevoie de mobilizare și o echipă minunată formată din elevi care de fiecare dată au fost implicați activ în toate activitățile școlare și extrașcolare. Mi-aduc aminte când se făceau vaccinurile în curtea inspectoratului școlii, erau un frig îngrozitor, ploua, și copiii noștri au cântat și au fost excepționali. Sau la crâng, la fel. A fost un spectacol, tot așa, pe vreme urâtă. S-au dus, au cântat. S-au tot implicat, da, și se implică. Este o mândrie pentru județul Vrancea că are acest liceu. O spun cu tot sufletul și felicit în suflet și pe colegii mei profesori și pe elevi. Poate că totdeauna și datorită faptului că și elevi și profesori sunt atât deschiși și atât de apropiați, cei din Republica Moldova au găsit deschiderea și apropierea și au început toate activitățile astea atât de frumoase. În afară de liceu Ion Crean, parcursul anul, mai fost și alte instituții implicate. Am vrut neapărat să vă prezint pe toată lumea care a venit astăzi aici, de lângă mine, în stânga, o am pe domnișoara. Nu știu, Ioana Maria. În ce clasă ești, Ioana Maria? 11-a de. O, tu ești la 11-a deja, pe deosebire de fetițele care sunt într-a 9-a, da? Deci ai niște avansuri aici în școală. Ești la clasă de teatru? Da. Cu cine studiezi? Cu domnul Pocovnicu Radu. Cu domnul Pocovnicu, da. Și ai fost și tu în Basarab, în Republica Moldova, la Costa Bălți. Spune-mi cum ți s-a părut acolo. O experiență frumoasă, bineînțeles. Am avut parte de niște activități foarte interesante, atât în cadrul liceului, cât și la Teatrul Național. Ai fost la Teatrul Național? Au un teatru frumos la Bălți? Da, foarte frumos. Au un teatru frumos, dar nu mai frumos ca al nostru. E mai mult o casă de cultură. Da. Așa, și acolo a fost o piesă de teatru? Sau? Au cântat, au dansat. Și un spectacol. Da. Un spectacol dedicat zilei de 1 martie. De 1 martie. Și ai participat și tu la niște ore? Nu, eu am participat la un atelier. La un atelier de teatru? Nu de teatru, de ce au ei acolo de... Am făcut păpuși. Decorative, atelier de teatru decorativ. Și ți s-a părut interesant. Bineînțeles. Te mai duci dacă ești invitată? Da, normal. Ai făcut cunoștință cu diverse, cu colegi de acolo? Da. Îi aștept să vin aici? Normal. Și tu? Eu sunt colegă cu ea, mă numesc Marina Pamfil. Mi s-a părut o experiență foarte frumoasă. Am mâncat pentru prima dată hrișcă. Da? Cu toții, cred. Da? Am participat alături de colega mea și încă alți elevi la atelierul de păpuși confecționate din pănuși. Mi s-a părut foarte interesant. Am făcut totul de la zero și
acum știm să facem și noi aceste păpuși. Oamenii sunt foarte calzi și foarte prietenoși acolo. Și dornici să primească musafiri în România, da? Da. Da? Se vorbește și rusește acolo. Da. Se vorbește și română și rusă. Și română și rusă. Da. Îi așteptăm și noi curând, nu? Și voi, în primul rând, le așteptați. Eu aș vrea să menționez faptul că în cadrul acestei mobilități, Liceul Teoretic Republican Ion Creangă a organizat un concurs dedicat marelui nostru povestitor Ion Creangă. În cadrul acestui concurs au fost mai multe secțiuni. La secțiunea dramatizare, elevii noștri, nu doar aceste două eleve minunate de la specializarea teatru, au fost încă două colegi de ale voastre care azi sunt absente, coordonate de domnul profesor Radu Pocovnicu, au pus în scenă Capra cu treiezi în variantă modernă. Eu recunosc că am avut mari emoții până am văzut piesa, ca apoi să-mi dau seama că de fapt este o interpretare absolut fantastică. Cine? Ele? Ele. Piesa a fost scrisă de domnul Radu Pocovnicu și interpretarea a fost fabuloasă. Capra era de fapt profesorul care întotdeauna are grijă de iezii, elevii, bineînțeles, unii mai cuminți, alții mai obraznici. Exact ca în poveste, și lupul, cine credeți, internetul. Poate bai, care... ta, Radu, da? Tu ai scris piesa respectivă? Da, noi am scris o piesă, a fost mai degrabă un eseu, asta a fost punctul de plecare, care apoi a fost dramatizat și a reușit să fie baza pentru această scenă de pe care am făcut-o noi. Dar voi ați lucrat-o de aici, nu? V-ați dus cu ea pusă... Am lucrat-o de aici, da. Și pentru că am avut oportunitatea să ne împrățim cu teatrul Ion Creangă și să participăm la acest proiect Ion Creangă, am zis să scoatem la iveală aceste lucruri pe care le face Creangă în poveștile sale, să le scoatem la suprafață, să le actualizăm și să discutăm despre ele acum. Practic ieșind din logica basmului, a unei povești pentru copii, ci să o spunem în condițiile actuale ale învățământului românesc, că despre asta era vorba. Era o capră cu 30 de iezi și să vorbim cumva, în această poveste, să vorbim despre noi, despre ce ne se întâmplă nouă, despre ce este important. Și se pare că a și prins. A și prins pentru că lupul, da, în cazul piesei voastre, e internetul. Internetul chiar mănâncă elevii, nu la propriu, dar la figurat, îi distruge. Dacă folosirea internetului nu este cu măsură și nu este canalizată pe actul educațional, adică pe internet te poți documenta, poți citi, te poți forma... Dacă îmi permiți, Ioana, să știi că am găsit multe greșeli pe internet. Da, bineînțeles. Foarte multe informații greșite. Și copiii... Din lumea teatrului, din lumea cărților și așa mai departe. Copiii, dacă stau prea mult pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook sau alte rețele de astea de socializare, ajung să se depersonalizeze. Își pierd prietenii, își pierd familia, se pierd pe ei înșiși. Deci lupul, da, internetul în ziua de azi chiar îi mănâncă. Dar nu toți iezii sunt obraznici, avem și iezi cu minți. Eu zic că la liceul de artă toți sunt cu minți. Și ține și de noi să îi veghem și să avem grijă de ei și să scoatem din ei, din acești iezișori, niște oameni. De calitate. Niște oameni de adevăratele, da? Da, deci... Să înțeleg că totul a fost foarte frumos acolo, ați venit cu... Deși erați puțin, știi că erați agitați, nu știu dacă copiii erau, dar voi, profesorii care ați plecat cu niște îndoiele, așa, cum o să fie? Nu. Războiul ăsta care lângă ei acolo și totul era boare. Îndoielile n-au fost legate de liceu sau de colectivul de acolo, Doamne ferește, pentru că noi îi mai întâlnisem odată și legăturile noastre erau deja formate. Temerile noastre erau legate de frământările de acolo și nu numai de acolo. Știm foarte bine că războiul din Ucraina ne influențează pe noi toți cei care suntem în vecinătate. Părinții, unii dintre ei chiar aproape că nu-și mai lasă copiii.
noi am insistat și i-am convins să aibă încredere în noi și să continuăm parteneriatul, dar vedeți că de multe ori apar niște factori care nu țin de noi. Noi ne dorim ca toate lucrurile bune să continue, să nu fie perturbate de factori negativi. Da. Și această experiență sunt absolut convinsă că ne-a deschis așa noi orizonturi și... și încredere că o să fie bine până la urmă, nu? Da, clar, asta clar, ne clar. Toții, să se ducă relele de la gândurile oamenilor, că tare e groaznic ce se întâmplă, din păcate. Chiar sunt încântată de cele pe care le-am auzit la copiii ăștia. Au venit așa de entuziaști, văd, nu? Da, pentru copii a fost un plus de valoare și s-au întors cu alt suflu de acolo. Da, cu dor- de. Da, 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 cu dorința de a se implica și mai mult în activitățile extrașcolare. Și foarte interesant, eu sunt printre altele diriginte la o clasă de-a noua, de unde au mers destul de mulți copii de acolo, m-au întrebat cum am putea și noi să avem ore de 90 de minute. Deci unii dintre ei? Unii dintre ei chiar și-au, își doresc, pentru că participând acolo efectiv la aceste ore lungi din punctul nostru de vedere, că noi suntem da, nouă din când în când și ora de 50 de minute, nouă profesorilor ni se pare insuficient ca și perioadă de predare, aprofundare și consolidare. Dar din când în când copiilor li se pare foarte mult ora de 50 de minute și abia îi ținem. Când sună de ieșire, practic s-au deconectat complet, ca și cum i-am scos din priză. Acolo au stat 90 de minute și aproape că n-au simțit. Dar n-au simțit pentru că acolo școala este mai mult aplicată. Nu este foarte multă teorie cum e la noi. La noi școala este bazată pe foarte multă teorie, exagerat de multă teorie și foarte puțină practică. Exact așa cum spuneau fetele, ele au participat la multe ore, printre care și ora de biologie. Ora de biologie a fost structurată pe etapele învățării structurii inimii. Și a venit doamna profesoară cu o găleată, cu trei inimi de vacă, și au început să facă disecție. Bineînțeles, cu mănuși, cu mască. Da. Și au reușit să vadă exact cum arată inima pe interior. Doamna, bineînțeles, că le-a explicat circuitul sângelui în corpul uman. Și de acolo au ieșit fascinate. Și primul răspuns a fost, mă rog, primul comentariu a fost: vai, putea să fie și mai mult de 90 minute, că nici n-am simțit. Vedeți ce înseamnă o oră aplicată, o oră care are la bază un experiment. Și bine, aici biologia poate a ajutat mai mult la orele astea interactive, să spunem, da? Desfășurarea unei ore interactive. Dar eu am fost la oră de limba română. Acolo, aproape la fel de interesant a fost, dacă nu și mai mult. Pentru că doamna profesoară i-a purtat prin mai multe poezii, au făcut comparații cu romanul Mara, da? Deci de la poezie la roman, la novelă, toți aveau cărțile pe bancă și au făcut o trecere și un studiu comparativ între mai multe genuri literare. Păi când te frământă așa cu cartea în față, pe lucruri aplicate și ești concentrat pe ceea ce faci, aproape că nu simți când trece timpul. Da. Doamna profesoară. Într-adevăr, noi am fost impresionați de sistemul lor, am surprins diferențele acestea, însă trebuie să mai spunem că liceul teoretic Ion Creangă era în aceeași clădire cu universitatea și ei cumva au împrumutat de la universitate modul acesta de desfășurare a orelor în sistemul ăsta de 90 de minute, care s-a pliat foarte bine pe orele sau pe disciplinele pe care ei le au în programa lor școlară.
Ce să spun, noi, eu și domnul profesor Săcrieru, am fost la ore de geografie și istorie. La fel, ne-a plăcut foarte mult stilul lor de a preda, metodele folosite, problematizarea, faptul că elevii se implicau, răspundeau, participau, ne-a impresionat. Însă să știți că și la ei acolo am sesizat la geografie. Am fost la o clasă de a 12-a și, într-adevăr, parcă uneori nici ei nu erau chiar așa de activi elevii, vreau să spun. Dar asta este viața. A fost o experiență interesantă pe care noi ne dorim să o continuăm. Îi așteptăm să vină la noi. De altfel, în prima activitate noi am ținut și noi ore demonstrative, iar eu am ținut la clasa a 7-a o oră pentru educație pentru cetățenie activă democratică, iar doamna directoare de la liceu s-a oferit de data aceasta să vină doamna și să susțină o oră la elevii noștri. Foarte interesant. Da. O așteptăm. Da, o așteptăm. Răzvan, ție cum ți s-a părut această întâlnire? Foarte utilă. Am luat legătura, până la urmă, am venit în contact cu o școală clasică, așa cum aveam noi pe vremuri. Spre deosebire de școala noastră, care a fost reformată așa de 30 și ani. Transformată, nu mai reformată. Transformată, da. Adică o școală clasică foarte sănătoasă, da? În care și profesorii, deci la nivel de liceu, au posibilitatea să-și structureze ceea ce vor să lucreze. Spunea doamna profesoară de problematizare. E metoda pe care o folosesc și eu. Adică, un profesor de acolo, Gheorghe Apostol de Geografie, 90 de minute i-a ținut numai în întrebări, încrucișate, să scoată de la ei tot ce... Normal că e foarte dificil pentru elevi și la un moment dat s-ar putea să... Adică și au obosit un pic sau nu erau... Da, dar elevi foarte buni. Mai cuminți, mai liniștiți, mai, nu? Cu respect. Așa este, da. Mai cuminți. Adică asta am observat, un respect deosebit față de profesori, față de înaintași. Adică e un liceu din 1906. Sunt săli dedicate unor foști elevi, da. Da? Și foarte frumos, panouri mari făcute despre foști elevi care au ajuns. Oameni de știință, arhitecți, eu știu, medici. Diverse domenii, dar noi cunoaștem, noi au activat în spațiu, să spunem, ex-sovietic, da? Asta nu are nicio importanță, da? Dar respectul acordat lor ne-a impresionat. Vreau să spun că și să subliniez ce pe care le-ai spus. La Cuza sunt câțiva copii veniți din, chiar din Bălți, una dintre fetițe, un băiat de la Chișinău. Domnule, cu politețe, mi-a trimis o fetiță un mesaj de 8 martie, dacă ați vedea ce frumos scrie și ce gândire fină are și... Cred că acolo totuși școala se face mai așezată, așa Marte mai... a rămas la ei în continuare, da? Ca o zi care se sărbătorește, este zi liberă, cum sunt zile libere. Da. La noi ziua de 8 martie este liberă pentru toate instituțiile. Da, dar vreau să spun, copii cu foarte mult bun simț, foarte educați, foarte... Nu timizi, că nu sunt timizi, dar au... Sunt foarte bine crescut, dar prin sensibilitate, deosebită sensibilitate. Muzică și spre arte, da. Ei înșiși foarte talentați, să știi. Da, sistemul... Eu, îmi pare rău că n-am venit și eu, că tu mi-ai spus să vin. Da. Dar nu era timp, dar acum chiar îmi pare rău. Nu e timpul pierdut. Cine știe, poate la următoarea... Sistemul de educație este foarte bine centrat pe nevoile elevului. Au, de exemplu, profesorii posibilitatea să identifice un grup de copii care poate au rămas în urmă cu materia, poate n-au înțeles suficient, poate au nevoie de aprofundare. Profesorul identifică acei copii și face o grupă, cu care face niște ore remediale. Aceste ore remediale nu se pot face cu un grup mai mare de 4 copii, deci foarte interesant și numărul. Da? Deci nu mai mult de 4 în grupă. Și aceste ore remediale sunt plătite ca ore suplimentare pentru profesor. Deci sunt plătite ore. Da. Dacă dintr-o clasă, de exemplu, profesorul a identificat jumătate din efectivul de elevi care ar fi rămas în urmă cu materia, el este obligat să facă mai multe grupe a câte 4. Deci stai puțin, este obligat, nu că o face din vocație. Nu, obligat. Obligat să facă grupe numai mari de câte 4
Și cu acei copii vine și lucrează suplimentar în afara orelor de curs, până îi aduce și pe acei copii la nivelul clasei. Aceste ore cu ore remediale axate pe nevoile copilului pot avea caracter temporar. De exemplu, am identificat azi 3 copii dintr-o clasă, voi lucra o săptămână, două, trei, o lună cu acei 3 copii până îi aduc la nivelul clasei. Peste altă lună identific alți 2 copii. Fac din nou o grupă cu cei 2 copii. Adică mi s-a părut excepțional și profesorul este plătit ca ore suplimentare. Nici de cum. Am avut și noi proiectul Roze, care a fost bun la început. Adică cine l-a gândit și a luptat să fie implementat în țara noastră, a fost o minte luminată. Numai că el nu a fost cum trebuie desfășurat și implementat la nivelul școlilor din diferite motive tehnice, să spunem așa. Așa, tehnice, da. Tehnice. Acolo, da. Orele astea remediale sunt ore suplimentare plătite pentru profesor. Un alt lucru care mi-a plăcut foarte mult. Copiii au dreptul să își aleagă cluburi. Dar școala, nu cluburi de noapte. Nu. De exemplu, școala lansează mai multe variante de cluburi. Kickboxing, dans popular, teatru, orice. Și copiii, dacă se înscriu la acele cluburi și s-a format grupa, acel profesor poate să vină și să predea, să desfășoare acel club, ori în cadrul acelui club, la fel plătit de minister. Domnul director adjunct avea catedra făcută de 18 ore din orele de la clubul de dans popular. Dar ce predat? Dans tradițional. Coreografie. Coreografie. Da. Coregraf. Da. Minunat, minunat. Păi la noi cluburile sunt doar private și chiar dacă școlile simt nevoia unui astfel de club în școală pentru desfășurarea activităților extrașcolare, nu le pot desfășura decât în variante de voluntariat. Da, și la noi profesorii fac ore suplimentare, nu știu câte, așa, și nu li se dă niciun ban. Nu mă refer la orele strictă. Să știți că profesorii la noi fac voluntariat, da, mai greu. Profesorii, în general, nu neapărat, adică nu numai din școala noastră, profesorul român, în general, face foarte mult voluntariat. Asta știu și da. La noi, în liceu, avem foarte multe activități pe care profesorii le desfășoară fără să fie plătiți și aproape că nici nu își pun problema plății. Dar în clipa în care există această variantă de a desfășura o activitate plătită, club, da? Sau și mai bine, acele ore remediale pe care ministerul le recunoaște și le plătește ca ore suplimentare pentru profesor, vă dați seama că în astfel de cazuri, bineînțeles că profesorul este încurajat să performeze cu elevul, se simte recompensat, se simte apreciat și bineînțeles că elevul evoluează. Pentru că nu are, cum să spun, la noi există varianta de ore. Noi avem profesori la clasa 12, la clasa 8, care fac ore remediale. Dar știți că nu vine elevul? Știu, adică, foarte bine și îmi spunea cineva de la un liceu din Bocșani că vrea să-i pregătească pentru bacalaureat. Și nu vin, deci fără bani. I-a chemat pe copii că dintr-o clasă de nu știu au venit 2. Așa că asta este. Încă noi, nu știu. Lipsa motivației. Vreau să mai vorbim și altă dată, că e un subiect important pe care vreau și eu, chiar vreau să ne întâlnim să facem o emisiune. Noi două să o luăm așa de capul, al tine, cum e la noi în muzică, să le luăm pe rând, pentru că sunt uimită de cele pe care mi le spui. Chiar nu e așa că și vouă vi s-au părut niște noi lucruri? Am venit de acolo, da? Am venit de acolo impresionați nespus și am venit de acolo cu idei multiple de a copia o parte din, ceea ce am găsit acolo, de a copia și a implementa în școala noastră. Tocmai s-au încheiat amendamentele la legea învățământului, nu? Deci da, hai, bine, lasă-mă, nu vreau să-mi strici cheful, te rog frumos, nu fii da. Ca cheful să vorbești despre legea învățământului. Păi doar acolo puteau fi prinse anumite amendamente sau idei care le-ai văzut în rest. Pozitive, e discuția așa între noi. Da, dar să știți că noi ne-am gândit la o organizare internă. Și chiar foarte bine te-ai gândit. Chiar vorbeam cu colegii mei.
anul acesta școlar e tardiv să mai implementăm ceva, dar pentru anul viitor școlar, noi chiar ne-am gândit pe măsura posibilităților să cuplăm orele. Ministerul în pandemie ne-a încurajat să facem ore, cum se numeau? Online? Nu. Gruparea a câte două. Îmi scapă. Nu modulare oare? Nu știu, mă rog. Nu știu ce ne-a spus ministerul. Dar noi în pandemie, noi profesorii de la liceu de artă, poate n-am realizat beneficiul grupării orelor de aceeași specialitate. A trecut pandemia, am revenit la orele clasice și acum când am mers la Bălți și am văzut că ora durează 90 de minute, ne-am dat seama că vrem și noi ore de 90 de minute. Și noi nu putem modifica durata orei, în schimb putem cupla câte două ore. Două ore de română, două ore de matematică, două ore de engleză, două ore. Știți pe... La psihologie sistem era că următoarea săptămână avea o oră. Păi nu, avea o oră dacă erau trei ore. Că la română, de exemplu, ai trei ore la clasa a noua. Două ore erau lipite și săptămâna următoare aveau doar o oră pentru că era practica a treia oră. Mai deocamdată să ne rugăm la Dumnezeu ca școala să se facă mai serios la noi. Cu cele 50 de minute care... minute durează o oră, alea să iasă cum trebuie, să avem elevi care să bucure de aceste ore, pentru că cred că nu ar fi așa de încântați copiii și nici colegii noștri să se apuce să facă ore de 90 de minute, așa dintr-o dată. Nu prea mai avem timp în emisiunea asta. Radu, felicitări, e prima dată când apare într-o emisiune de-a mea, vrei să mai spui ceva, am văzut? Nu a mai apărut, să știi, a mai apărut. Dar îți mulțumesc pentru felicitări și voiam doar să spun atât legat de ce spunea doamna director, de domnul director adjunct de la Bălți, coregraf și care pregătește la nivel de club, pregătește copii, nu m-a impresionat foarte tare. Adică dacă e să mă gândesc și se spune că dacă e să te gândești la ceva, când vezi un film, citești o carte, un sentiment, o emoție, dacă mă gândesc la Basarabia, mă gândesc că a fost pentru prima oară. Dacă n-a fost în Basarabia, dacă mă gândesc la acele dansuri, la acele coreografii pe care le-a făcut domnul Victor Mocanu și, atenție, acele coreografii făcute în cadrul cluburilor, dar care durează de ani de zile. Deci el pregătește boboci de la 5 ani, de la 6 ani, până îi aduce la nivel de... Mă aruncați în altă lume, știi? Cu tot ce mi-ați povestit până acum, chiar deci că e altă lume, știi? Deci sunt niște oameni care muncesc foarte mult într-un... Dar o fac din conștiință, din vocație, nu? Da. Excepțional, nu? Da spune, eu am o implicare, s-au implicat extraordinar în activitățile pe care ni le-au arătat, la care am participat. Mergeți mai des acolo. Nu mai știu, Răzvane, dacă le-ai lăsat prezentarea ta. Că au cerut-o, că a fost prima dată când cineva s-a ocupat de originele în orașului Bălți, într-adevăr. Întotdeauna când plec într-un loc, fac o mică documentare, așa, și o paranteză, nimeni n-a scris despre prima mențiune cartografică a Bălțiului. Și atunci am o colecție de hărți vechi și am identificat harta și am vrut să le prezint. Și îmi dau seama că le-a plăcut. Și toți au fost impresionați și vor să folosească și în continuare ca material. Stimați colegi, mă bucur din suflet pentru că ne-am întâlnit astăzi și vă propun acum în fața telespectatorilor să ne întâlnim mai des, pentru că sunt sigură că voi le-ați dat niște informații excepționale celor care sper să se uite la noi. Nu pot decât să vă felicit și ție în primul rând, Doru, pentru că tu ai fost, de fapt, inițiatorul acestor... Hai să o spunem, nu e adevărat? Ioana, e adevărat sau nu e adevărat? Parțial. 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 Știți cum, degeaba un om are o idee minunată dacă nu are cu cine să o implementeze. El a avut o idee și mulțumim că e plin de idei, dar dacă nu ar fi fost colectivul liceului nostru... Asta am subliniat și eu, că degeaba... Da. Dar ideea e că trebuie să găsim și dincolo oameni dispuși, da, care să poată continua și să putem face în continuare aceste parteneriate și legături. Oricum vreau să vă spun că liceul de artă, să știți că și-a căpătat așa un renume, nu un nume, un renume deja, și asta mă bucură foarte, foarte tare și vă felicit în tot sufletul și abia aștept să ne mai reîntâlnim aici, în biblioteca asta superbă, nu? Mulțumim! Și să stăm de vorbă despre o mulțime de lucruri. Felicitări, stimați colegi, pentru tot ceea ce faceți. Doamne ajută! Doamne ajută! La revedere!